Stagiunea 2017-2018 a Teatrului Național Mihai Eminescu a demarat în forță cu a treia ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești între 20 septembrie și 1 octombrie 2018. Cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Ministerului Culturii și Identității Naționale al României și Institutului Cultural Român. La eveniment au participat Teatrul Național Ilie Caragiale București, Teatrul Național Radu Stanca Sibiu, Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, Teatrul Național Târgu Mureș, Teatrul Național Vasile Alexandri Iași, Teatrul Național Mihai Eminescu Chișinău, Teatrul Muzical Dramatic Bogdan Petricecu HD-ul Cahul, Teatrul Național Vasile Alexandri Bălți. Secțiunea dedicată teatrului radiofonic a inclus pe lângă audițiile publice ale spectacolelor de teatru document realizate de Teatrul Național Radiofonic București și spectacole produse de Radio Moldova Teatrul la Microfon. În cadrul colaborării dintre teatrele naționale din Chișinău și Bălți, administrațiile celor două instituții au convenit asupra unui schimb de turnee. S-au jucat la Bălți Amorul dănțuie și feste joacă, Casa Mare, Pomul Vieții, Aveți ceva de declarat, Cântec de leagăn pentru bunici, Steaua fără nume. Iar bălțenii au jucat la Chișinău Promit solemn de Antoine Raoult, regia Emil Gaju, și Retro de Alexandru Galin, regia Alexandru Cozub. Pe 9 octombrie 2017 am jucat la Budapesta spectacolul Familia Tot de István Örkny în regia lui Alexandru Cozub. Evenimentul, la care a fost prezentă și văduva autorului Zuza Rodnoti, a marcat 26 de ani de independență ai Republicii Moldova și 25 de ani de relații diplomatice între Ungaria și Moldova, spectacolul fiind primit cu ovații de sala arhiplină. La ediția 29 a Festivalului Internațional de Comedie de la Galați am fost prezenți pe 11 octombrie cu spectacolul Casa Zoicăi de Mihail Bulgakov în regia lui Vitalie Drucec. În perioada 16-20 octombrie 2017 a avut loc Săptămâna de Teatru de la Cahul, celebrând 30 de ani ai Teatrului Muzical Dramatic Bogdan Petricei cu HD-ul din localitate, unde am prezentat Storcătorul de Fructe de Ilia Cilachi în regia lui Vitalie Drucec. Am jucat pe 11 noiembrie în Ochii tăi fermecători, după Gib Mihăiescu, regia Alexandru Vasilachi, la Brașov, în cadrul ediției a 28-a a Festivalului de Dramaturgie Contemporană, organizat de Teatrul Sica Alexandrescu Brașov, producția fiind declarată cel mai bun spectacol al festivalului și primind marele premiu din partea juriului format din regizorul Alexa Visarion, criticul Ion Cocora și actorul Mircea Rusu. Pe 1 decembrie, de ziua Marii Uniri, Nelly Cozaru ne-a adus în sala studio Valeriu Cupcea, freamătul păsării maestre a muzicii românești, Maria Tănase. Spectacolul ne aduce povestea zeiței cântecului românesc din perspectivă intimă, de mărturisire și dragoste, făcându-ne prieteni și chiar părtași ai aventurilor, victoriilor și înfrângerilor din viața Mariei Tănase. Pe 9 și 10 decembrie a avut loc premiera spectacolului Steaua fără nume de Mihail Sebastian în regia lui Alexandru Cozub. Într-un mic orășel, profesorul Miroiu trăiește printre cărți și aștri, așteptând o raritate editorială ce vine cu trenul, traiectoria terestră îi se ciocnește în fapt de seară cu Amonei, tânăra stea fără bilet. Aici se naște o poveste de dragoste care scutură din temelii universul urbei ca o explozie cosmică. Steaua răsare pentru a doua oară pe firmamentul Teatrului Național. Pe 14 decembrie, programul social 60+, a lansat la TNME campania Vino cu bunicii la teatru. În cadrul campaniei, pentru fiecare bilet cumpărat, vizitatorii au primit unul gratuit, în baza legitimației de pensionar a unuia dintre bunici sau părinți, acțiunea având peste 1000 de beneficiari. Pe 17 decembrie, în parteneriat cu Centrul de Urbanism, ne-am deschis secretele și ușile în cadrul turului În culisele lui Eminescu, din seria de tururi Chișinăul prin monoclu.
Premiera Balamucului Vesel de Sergiu Burcă, în regia lui Petru Hadârcă, a fost pe 20 și 21 ianuarie. Viața cetății din Calea Răutăților era cenușie, mahmură, majoritatea împăcându-se cu ideea. Și aici, pe eternul conducător al revoltei permanente, îl pocnește ideea unui misterios martir pentru a mulge și mai mult iubirea maselor. Menționăm că premiera Balamucului Vesel a deschis suita de acțiuni dedicate centenarului Unirii. În cadrul proiectului nostru de suflet, turneul de la București și Iași, de ziua Unirii Principatelor, am prezentat două spectacole, Balamucul Vesel și Steaua fără nume. Proiectul Teatrul Românesc la București, Iași și Chișinău a fost lansat în 2014, fiind cel mai amplu schimb cultural între teatrele din cele două țări. Ediția a patra a turneului Teatru Românesc a continuat la Chișinău între 27 și 30 martie. Naționalul Ieșian a prezentat pe 27 martie spectacolul Seceta Roșie de Larisa Turea și pe 28 martie Chirița în Provinție de Vasile Alexandri. Naționalul Bucureștean a prezentat pe 30 martie două spectacole bazate pe texte de Caragiale, Moftul Român, One Man Show de Lare Georgescu și, respectiv, Două loturi, în regia lui Alexandru Dabija. În cadrul galei premiilor Unitem 2018, am cules următoarele premii. Premiul pentru cea mai bună lucrare regizorală, decernat lui Vitalie Drucec pentru spectacolul Casa Zoicăi, după Mihail Bulgakov. Premiul pentru cel mai bun rol masculin, acordat lui Alexandru Pleșca pentru rolul Alexandru Tarasovici Ametisto, spectacolul Casa Zoicăi, după Mihail Bulgakov, regia Vitalie Drucec. Premiul pentru cel mai bun rol secundar masculin, conferit lui Ghenadie Gâlcă pentru rolul Heruvim, spectacolul Casa Zoicăi, după Mihail Bulgakov, regia Vitalie Drucec. Premiul pentru cea mai bună scenografie, decernat lui Iurie Matei, spectacolul Steaua fără nume de Mihail Sebastian, regia Alexandru Kozub. Pe 5 și 6 mai a avut loc premiera spectacolului Crum de Hanoch Levin în regia Luminiței Țicu. După cum observa Helen Kay în Jerusalem Post, lumea lui Levin e ca a lui Chekhov, dar fără așteptări. Toate personajele, de la Crum la Muscă, sar cu minței în cercuri, curtează, se căsătoresc, fac dragoste, dansează și mor ca profesioniștii. La 16 mai am jucat la Suceava în cadrul ediției a doua a festivalului Zilele Teatrului Matei Vișniec în Ochii tăi fermecători, după Gib Mihăiescu, în regia lui Alexandru Vasilachi. Trupa TNME a primit diploma de excelență a festivalului în semn de prețuire și recunoștință. Publicul select al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu a avut ocazia specială de a viziona pe 14 iunie Steaua fără nume de Mihail Sebastian în regia lui Alexandru Kozub, surprinzând plăcut prin apropierea de spectatori. În pofida unei oferte bogate de spectacole oferite de festival, ne-am bucurat de atenția unor spectatori ca excelența sa domnul Hans Klein, ambasador al SUA în România, și de atenția reprezentanților de marcă a Institutului Cultural Român. Nu am fi avut o stagiune atât de diversă fără sprijinul bunilor și fidelilor noștri parteneri și prieteni. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Ministerul Culturii și Identității Naționale al României, Institutul Cultural Român, Banca Comercială Moldincom Bank S.A., Vineria Purcari, Wine of Moldova, Compania Plastics Moldova, Doina Vin și nici fără sprijinul jurnaliștilor care ne-au promovat cu fidelitate activitatea. Irina Nechid, Silvia Hodorogea, Vasile Botnaru, Liliana Popușoi, Luminița Popa, Diana Pitghirni, Margareta Reapcov, Emilia Ghețu, Sorina Ștefârță, Tudor Darie, Tudor Cojocaru, Andrei Porubin, Alina Chiriachi Vașcu, Nicolae Roibu, Gutiera Postolachi, Ludmila Alexei și alții. Iată ne ajungi la punctul final al unei alte călătorii de 10 luni, pentru care îi mulțumim din suflet scumpului și dragului nostru stăpân, spectatorul, pentru admirabila sa prezență și participarea la tot ce facem cu mult drag și pasiune pentru el, oferindu-ne imboldul necesar de a lucra perpetu la noi realizări dramatice și artistice.
Și în această stagiune am adus în scenă, seară de seară, o întreagă lume de emoții și de situații de viață. O lume care sperăm că v-a captivat și v-a prilejuit bucurii sufletești și teme pentru meditații. Ne dorim să redeschidem în toamnă cortina asupra acestei lumi în care să ne redescoperim în jocul halucinant al unui carnaval în care bufonii lui Shakespeare, cetățeanul turmentat al lui Caragiale, sunt mai lucizi și mai clar văzători decât oamenii care conduc lumea din realitatea noastră. Vă mulțumim că sunteți cu noi, vă așteptăm în toamnă la 19 septembrie, la un carnaval de ile caragiale în viziunea maestrului Alexa Visarion, cu care vom redeschide cea de-a patra ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, totuși tu ghicevi echipul și de plânge de se ceartă, tu în colț petreci în sine și înțelegi din alălaltă ce e rău și ce e bine.